Spitalul Municipal Râmnicu Sărat s-a aflat într-o continuă modernizare în ultimii ani, principalul scop fiind de a oferi servicii tot mai bune pacienților. În 2012, ambulatoriul spitalului a fost complet reabilitat și dotat cu echipamente și mobilier specific la toate cele 12 cabinete medicale. Valoarea investițiilor s-a ridicat la peste 5 milioane de lei, cei mai mulți bani fiind alocați din fonduri europene. Anul trecut, în dotarea unității medicale, au ajuns și un computer tomograf de ultimă generație, dar și un mamograf, aparate achiziționate cu bani de la Ministerul Sănătății, dar și de la bugetul local. Conducerea spitalului din Râmnicu Sărat are un amplu plan de investiții și pentru 2016. Asta are la legătură între sectorul principal și corpul vechi al spitalului. Este absolut necesar este o lucrare mai amplă și care de ani de zile așteaptă să fie rezolvată. Ecograful general, aparat de ventilație mecanică, masă chirurgicală ortopedie, aparat de sterilizat aerul pe bază de radiații. Noile investiții urmează să fie realizate cu fonduri de la Ministerul Sănătății. Este nevoie însă și de cofinanțare de la bugetul local, primăria Râmnicu Sărat urmând să asigure 10% din valoarea investițiilor. Va trebui să prindem un proiect de buget pe anul 2016, 10% contribuția noastră reprezintă cofinanțare. Contribuția noastră ar fi de 450.000 de lei. Dar prin faptul că spitalul, cum bine știți, se află în procedură de modernizare, chiar apreciem și susținem lucrul acesta, personal sunt de părere că ar trebui să ținem cont de aceste investiții și să le trecem în proiectul de hotărâre. În decembrie, Consiliul Local Râmnicu Sărat a cuprins în proiectul de buget pe 2016 banii necesari pentru realizarea investițiilor de la Spitalul Municipal. Odată cu punerea în practică a noului plan de investiții, unitatea medicală din Râmnicu Sărat va deveni una dintre cele mai moderne din județul Buzău.